Binecuvântat să fie Dumnezeu! Hristos a înviat! Stimată Biserica Domnului Iisus, vom rămâne în picioare încă alte câteva clipe, în care timp o să citesc pasajul pentru predica de la serviciul de cina Domnului. Vom redeschide Biblia în Cartea 1 Corinteni, capitolul 11, probabil cel mai obișnuit pasaj din Scriptură care se citește la cina Domnului. 1 Corinteni, capitolul 11, de data aceasta însă o să citim de la versetul 17. 1 Corinteni 11 cu 17. Vă dau aceste învățături, dar nu vă laud, pentru că vă adunați la oaltă nu ca să vă faceți mai buni, ci ca să vă faceți mai răi. Mai înainte de toate aud că atunci când veniți la adunare, între voi sunt dezbinări. Și în parte o cred, căci trebuie să fie și partide între voi, ca să iasă la lumină cei găsiți buni. Când vă adunați, dar, în același loc, nu este cu putință să mâncați cina Domnului, fiindcă atunci când stați la masă, fiecare se grăbește să-și ia cina adusă de el înaintea altuia. Așa că unul este flămând, iar altul este beat. Ce, n-aveți case pentru ca să mâncați și să beți acolo? Sau disprețuiți biserica lui Dumnezeu și vreți să faceți de rușine pe cei ce n-au nimic? Ce să zic? Să vă laud? În privința asta nu vă laud. Căci am primit de la Domnul ce v-am învățat. Și anume, că Domnul Iisus în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu a frânt-o și a zis, luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cină, a luat paharul și a zis, acest pahar este legământul cel nou în sângele meu. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni el. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși, și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Căci cine mănâncă și bea, și mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi, și nu puțin dorm. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Astfel, frații mei, când vă adunați să mâncați, așteptați-vă unii pe alții. Amin. Amen. Oamenii lui Dumnezeu, vă invit cu respect să vă reocupați locurile. Stimată Biserica Domnului Iisus, suntem din nou cu dumneavoastră în mijlocul Bisericii Philadelphia și alături de cei care vin împreună cu mine din Biserica Betania, păstori, muzicieni, frați și surori, vă aducem salutări și vă binecuvântăm în numele Domnului din partea Bisericii Betania. Vrem încă o dată să mulțumim fratelui păstor Vasile Câmpean și vrem să mulțumim familiilor care s-au îngrijit de noi în aceste zile. Câmpean, Crainic, Petraș, Vorobeț, German și alții. Citim în Scriptură că Pavel, de pildă în ultimul capitol al cărții Romani, a folosit un capitol întreg ca să adreseze mulțumiri celor care l-au ajutat și alături de el au slujit. Uneori ne simțim jenați să pronunțăm nume și să punem în evidență efort, sacrificiu și cheltuială, părându-ne că în felul ăsta suntem duhovnicești. Părerea mea este că suntem doar neatenți și nepoliticoși. Dacă ne uităm în Scriptură, observăm că orice lucrare făcută în numele Domnului a fost remarcată nu pentru a ne pune bine unii cu alții, nu pentru a face pe cineva erou, ci pentru a încuraja. Scriptura ne spune despre profeție, în 1 Corinteni capitolul 14, că darul acesta, manifestarea lui, e pentru zidire, sfătuire și mângâiere. Orice facem trebuie să fie mângâietor, încurajator, ridicător și să promoveze pe cei care fac binele.
Noi nu trebuie să ascundem binele făcut, pentru ca să ne inspirăm prin binele adulților pe copiii noștri și pe urmașii noștri. Trebuie să încurajăm pe oameni să facă binele și trebuie să-i remarcăm pe cei care îl fac, pentru ca și ceilalți să se grăbească să-l facă. Dacă vom trece cu neatenție peste binele făcut, atunci ce rost mai are să-l mai facem și de ce binele mai este de dorit? Nu vreau să pledez neapărat pentru lucrul acesta. Scopul meu e să țin o predică despre cina Domnului, însă vreau să mă refer doar câteva clipe la sărbătoarea începută aseară și terminată astăzi înainte de serviciul de cină. Avem în generația noastră oameni care slujesc, după cum în fiecare generație au existat oameni care slujesc sau care au slujit. Și din nefericire, noi avem tendință omenească, dar nu duhovnicească, să-i apreciem mult pe morți, dar să nu-i apreciem pe vii. Mama devine importantă pentru copii după ce a murit. Ce bine era dacă tot dorul și toată frumusețea respectului l-ar fi manifestat când vedea și ea. I s-ar fi îndulcit bătrânețea și singurătatea și amarul că a crescut o casă de copii și a uitat-o. Vasile Militaru a scris o poezie despre rândunica cu 7 pui. I-a crescut singură și când s-a îmbolnăvit de moarte, i-a chemat și le-a spus, sigur, e o fabulă, eu sunt gata să mor, mi-a venit vremea să plec, dar în starea asta probabil că voi mai trăi un timp, nu mai pot să-mi caut singură hrană, dar am 7 pui pe care i-am hrănit și i-am crescut singură. Vreau să vă rog și să vă deleg responsabilitatea de a veni pe rând, câte unul în fiecare zi. Vă va veni rândul o dată pe săptămână să-mi aduceți câte un bob. I-au adus o săptămână câte un bob fiecare și în a doua săptămână rândunica a murit de foame. Și morala poeziei lui Vasile Militaru era următoarea. Cum poate o mamă să hrănească și să crească o casă de copii? Și o casă de copii nu sunt în stare să întrețină și să bucure o mamă până când o cheamă Domnul acasă. Frații mei, este bine să ne apreciem unii pe alții, este bine să ne iubim unii pe alții, este bine să ne încurajăm unii pe alții. Și acum fiind rândul acestor oameni care au evocat muzica ca și aspect al închinării, să ne aducem aminte că oamenii aceștia au slujit între noi cu integritate, cu efort. Cunosc extrem de bine grupul Speranța, familia Gorcea și pe ceilalți. Și chiar dacă Marius s-a pierdut pe drum, în sensul că Dumnezeu l-a chemat acasă, a rămas Gabi. Se părea că atunci grupul Speranța se va ruina, dar Dumnezeu l-a ridicat pe el și alături de ceilalți care i-au stat împreună. De peste 30 de ani au colindat lumea peste tot unde sunt români, ne-au bucurat mult pe noi, au avut o viziune îndrăzneață, puternică, constantă și de-a lungul anilor și eu am fost cu ei într-o mică măsură și cunosc efortul lor, integritatea lor, sacrificiile lor. De asemenea, grupul The Messengers, anii au trecut și observați că este destul de la modă să cânți în departamentul de închinare în prima parte a vieții, dar după 30-35 de ani, să nu mai zic de 40 sau mai mult, se retrag și se duc pe bancă. Dar observați că, deși au părul cărunt, cel puțin fratele Dan, nu s-au oprit pentru că slujirea nu are legătură cu vârsta, după cum mâncatul și dormitul nu are legătură cu vârsta. Și alături de fratele Ștefan au colindat și ei lumea, cât li s-a dat din partea Domnului. Cântările lor au fost cântate în casele noastre și inspiră copiii noștri. Oamenii aceștia trebuie apreciați, pentru că noi trebuie să ne iubim vrăjmașii, dar prietenii, dar eroii. Să nu vorbesc de familia Curescu, de grupul Omega. Omul ăsta și-a pierdut soția, a rămas cu fica. Însă lucrul acesta nu pentru alții a făcut să nu mai vină la biserică, că s-au supărat pe Dumnezeu. Dar să rămâi în picioare, să ieși în față în timp ce inima ți-e frântă și să cânți? De ce nu avem inimă pentru astfel de oameni? De ce trecem nepăsător pe lângă sclipirea unora pe care i-a ridicat Dumnezeu între noi? Nu-i frumos și nu e bine. Repet, noi trebuie să ne iubim vrăjmașii, dar prietenii, dar frații, dar eroii. Oamenii lui Dumnezeu, lăsați inima dumneavoastră să fie modelată de Duhul, nu de cineva ca mine sau altul ca mine, că noi suntem doar oameni, dar aici e vorba de principiu, aici e vorba de măreția pocăinței, de frumusețea sfințeniei și de această bunătate, că ceea ce face farmecul unui om nu e eleganța hainelor, ci este bunătatea.
iar mila va birui judecata, va birui critica și tendința să te legi de puținul rău și să neglijezi multul bine. Trebuie să remarc faptul că sunt impresionat de organizarea Bisericii Philadelphia, în mod special de departamentul de închinare care absolut strălucește. Nu vreau neapărat să spun nume, deși nu pot să trec de dinamismul familiei Petra și de al altora care alături de ei fac departamentul de închinare al Bisericii Philadelphia absolut superb. Vreau să-i felicit pe oamenii aceștia, numele meu și numele celor care vin de la Betania și sunt sigur că numele dumneavoastră și al tuturor celor care sunt aici. Aveți o biserică frumoasă, aveți niște oameni speciali care vă slujesc, departamentul tehnic și departamentul de ușiere, a fost aici o armată de oameni care ne-au strâns mâna și au spus bine ați venit. Când treceți pe lângă ei la ieșire, spuneți-le mulțumesc că sunteți aici în fiecare duminică, ne deschideți ușa, ne spuneți bine ați venit, spuneți asta din când în când. Spuneți asta o dată pe an, totuși va conta. Aduceți-vă aminte de departamentul de copii, de școală duminicală și de celelalte. Fiți generoși atunci când faceți aprecieri, că nu pierdeți nimic. Trei cuvinte spuse de critică, transformați-le într-un compliment, într-o apreciere și spuneți-le cuiva care nu stă pe bancă fără să aibă o responsabilitate, ci pur și simplu e încărcat mereu de o emoție, pentru că e rândul lui. Mă uitam la cel care schimbă strofele la cântări. Absolut avea impresia că le schimbă cineva cu inteligența artificială, le schimba la miime de secundă. Acolo e un om care stă pe fază și apasă cu degetul într-o fracțiune de secundă, nu mai târziu și nu mai devreme. Nu vreau să fac pe sfătosul, dar cred că este bine să ne iubim unii cu pe alții. Amen. Și să n-așteptăm să moară cineva ca să-i apreciem. Vă rog, iubiți-vă părinții, iubiți-vă partenerul de viață, iubiți-vă copiii, iubiți-vă familia extinsă, chiar dacă acolo e mama, soacră sau mătușa aia mai nesuferită, iubiți-vă păstorul, iubiți-vă slujitorii din biserica asta. În felul ăsta veți reseta dinamismul lor și le veți da mai multă forță, încredere în ei, pentru că dincolo de omul duhovnicesc este și firea asta pe care o târând pe noi și pe care încercăm să o ținem închisă ca să nu îi se audă vocea. Dar haideți să ne întoarcem la pasajul pe care l-am citit. Astăzi vreau să vorbesc despre restaurarea învățăturii și practicii cinei Domnului în biserica din Corint. O biserică care avea o învățătură greșită și o practică greșită despre cina Domnului. Aș vrea să observăm faptul că cina Domnului este unul dintre cele mai profunde acte de cult ale bisericii și probabil pe nimic altceva nu pedalează Scriptura mai mult, accentuându-l ca și pe cina Domnului datorită semnificației ei spirituale. Acest pasaj, ca oricare alt pasaj din Scriptură, are două aspecte și poate fac banală afirmația asta pentru că o repet de foarte multe ori aproape întotdeauna. Orice pasaj din Scriptură poate fi abordat din perspectivă istorică, să scoatem în evidență ce s-a întâmplat atunci, acolo, remarcând detalii istorice, geografia, câți oameni au fost prezenți, cine erau, cum s-au comportat, care a fost bun, care a fost rău, să remarcăm aducând în prezent ceea ce s-a întâmplat cu 2000 de ani în urmă. Ăsta este aspectul cel mai des întâlnit în predicile predicatorilor, încercând să aducă la viață, în contemporaneitate, un lucru prăfuit de acum 2000 de ani. Dar a doua perspectivă nu este să remarcăm aspectul istoric, ci cel teologic, adică nu să spunem ce s-a întâmplat atunci, acolo și cine a fost prezent, ci să remarcăm semnificația spirituală la ceea ce s-a întâmplat atunci și acolo. Așa că eu o să încerc să le împletesc pe acestea două, așa cum mă va călăuzi Dumnezeu, și apoi o să închei și o să ne împărtășim cu cina Domnului. Chemarea lui Pavel de a sluji Biserica lui Dumnezeu l-a făcut responsabil să vegheze asupra bisericii. Așa se face că în capitolul 11, versetul 18, prima parte, el spune: mai întâi de toate aud că. Mai întâi de toate aud că. Ce a vrut să spună Pavel acolo, a vrut să spună: să știți că eu sunt atent la ce se întâmplă. Mă interesez așa cum se interesează o mamă. Mi-aduc aminte că atunci când copiii noștri, care acum sunt mari și au copiii lor, mergeau la școală și aveau tot felul de banchete, sfârșit de an, sărbători, Carmen pleca de acasă și se ducea să treacă de două, trei ori pe acolo să vadă cam pe unde sunt copiii ei, sunt acolo sau au plecat.
Și astăzi, uneori le spune, mai țineți minte, ea avea interes uitându-se la detaliile copilăriei copiilor noștri și se interesa fără ca cineva să vină să-i spună. Avea prioritate, avea inițiativă să facă asta. Ei, Pavel face același lucru și el spune, am auzit că între voi sunt dezbinări. De unde a auzit? De ce l-a interesat pe el dezbinările acestea? Pentru că el se simțea responsabil și el tratează problema aceasta și nu numai că o tratează, el o corectează. În prima sa epistolă răspunde unor întrebări care i-au fost adresate și spune, cu privire la lucrurile despre care mi-ați scris, a venit vremea să vă răspund. Iată dar un om preocupat, responsabil față de Biserica lui Dumnezeu. Apostolul Pavel abordează subiectul cinei Domnului în acest capitol 11 pe care noi îl evocăm de cele mai multe ori la cina Domnului și Pavel spune, mai întâi de toate, aud că între voi, atunci când veniți la adunare, uitați-vă la versetul cu numărul 18, mai întâi de toate aud că atunci când veniți la adunare, între voi sunt dezbinări. Observați, omul ăsta a fost cu ochii pe biserică, omul ăsta a fost cu urechile pe biserică. Omul acesta și-a ridicat toate antenele și a încercat să știe care este realitatea din biserica pe care o păstorea, care s-a născut sub slujirea lui. Omul acesta a știut că oamenii din biserică sunt oameni din carne și că ei pot greși, iar greșelile se pot repeta, iar repetițiile devin automatisme comportamentale, adică stil de viață. Și atunci el realizează că în biserică sunt învățături greșite care au devenit stil de viață. Nu vă feriți de greșelile care se întâmplă odată și nu se mai repetă. Feriți-vă de greșelile care au devenit stil de viață și care pur și simplu intră în obișnuit și sunt tratate ca un lucru normal, deși sunt niște greșeli. Și Pavel, împuternicit de chemarea pe care a primit-o de la Dumnezeu, în primele 6 versete ale capitolului 11, prezintă problema. Iar în următoarele 12 versete prezintă soluția. Așa că predica mea poate fi numită și între probleme și soluții. Uitați-vă, vă rog, la versetele între 17 și 22 și veți constata că aici Pavel reclamă observația pe care a făcut-o. Versetele 23 și 24 sunt prezentarea soluției. Haideți să ne uităm mai întâi la prezentarea problemei. 1. Lipsă de învățătură. Versetul 17. Vă dau aceste învățături? Ce le dăm noi oamenilor? Cui dăm un pahar de apă? Cui vedem că e sete? Cui dăm să mănânce? Cui știm că e foame? Pavel spune, vă dau învățătură. De ce? Pentru că văd că nu aveți. Prin învățătură se ajunge la credință și pocăință și prin acestea la convertire, la regenerare, la maturizare. Iată dar că totul pleacă de la învățătură. Noi am fost învățați să spunem bună ziua și spunem bună ziua. Cine nu spune bună ziua n-a fost învățat. De ce? Pentru că n-a avut învățător sau dacă a avut nu și-a făcut geabul. Lipsă de învățătură. Aceasta este o problemă, o mare problemă. 2. Efectul părtășiei era destructiv. Versetul 17, a doua parte, vă adunați la oaltă nu ca să vă faceți mai buni, să vă faceți mai răi. Când venim la biserică avem două alternative, să ne facem mai buni sau să ne facem mai răi. Să nu credeți că a venit la biserică presupune în mod automat să ne facem mai buni. Nu. Nicăieri unde mergem nu e obligatoriu să ne facem mai buni. Întotdeauna sunt alternative, să ne facem mai buni sau mai răi. În cel mai potrivit loc putem avea cea mai nepotrivită motivație. Adică să ne facem mai răi. Motivația cu care vă adunați, spune Noul Testament pe înțelesul tuturor, motivația cu care vă adunați împreună nu este aceea de a deveni mai buni, ci aceea de a deveni mai răi. Voi faceți acest lucru într-un mod conștient și chiar vă propuneți să faceți lucrul acesta. Vă puteți imagina lucrul ăsta? Vă puteți imagina că lângă dumneata pe scaun stă cineva care a venit cu intenția să strice, să se impună, să deranjeze? Apropo, că nu ne vine să credem că cineva vine cu gândul acesta la biserică. Dar biserica lui Dumnezeu a fost însângerată de oamenii ăștia de-a lungul istoriei ei. 3. Numele Domnului era dezonorat din cauza certurilor și neînțelegerilor dintre ei. Versetul 18. Atunci când veniți la adunare, între voi sunt dezbinări, sunt dezacorduri, sunt certuri, sunt partide, sunt neînțelegeri.
chiar și aici, dar aici nu facem politică. Nu, oamenii se pot certa nu doar pe teme de politică, se pot certa pe orice temă, pe teme de familie, pe teme de pocăință, pe teme de doctrină, pe teme de obiceiuri. Când cineva e certăreț, va găsi el un motiv pentru care să se certe. Partidele demonstrează lipsă de caracter, lipsă de maturitate, lipsa unui scop duhovnicesc, ci demonstrează și prezența mândriei și a dorinței de a controla, marea noastră problemă, să stăpânim peste, că numai noi știm cum trebuie. În Corint erau credincioși sinceri și Pavel spune, aproape că e bine să fie și partide între voi, ca să știm odată cine e alb și cine e negru. 4. Săracii erau disprețuiți. În societatea contemporană e normal să-i disprețuiești pe săraci, în biserică nu. Pentru că săracii sunt ai lui Dumnezeu. În satul meu, spun asta uneori, era o familie de oameni bâlbâiți. Numai mama, soția, era normală. Restul, tata și toți copiii, erau bâlbâiți și reduși mental. Ei erau râsul și rușinea satului. Îi chemau Gavrilă. Și am fost martor când această femeie a fost jignită într-un grup de oameni în public pentru copiii ei și pentru soțul ei. Și ea, înlăcrimată, a spus atunci, voi spuneți că copiii mei sunt proști și poate aveți dreptate, însă ceea ce vreau să știți de astăzi înainte este că aceștia sunt proștii mei. Aceștia sunt proștii mei. Diavolul râde de noi și spune că suntem imperfecți. Și Domnul Iisus spune, aceștia sunt imperfecții mei, eu am murit pentru ei, eu știu că sunt imperfect. Dacă și dumneavoastră mai mi-aduceți aminte din când în când, îmi faceți bine, dar să știți că eu știu, n-am despre mine părerea că sunt grozav și nici că sunt perfect, deși așa de mult îmi doresc să devin și nu de astăzi de ieri, mai de demult. Dar trăim în natura asta care nu se poate pocăi și lupta dintre omul dinăuntru, duhovnicesc, și între această natură, firea pământească, din afară, este o luptă pe viață și pe moarte. Aș vrea să mă apropii de încheierea primului punct. Biserica era dezonorată și Pavel întreabă, voi vreți să disprețuiți biserica lui Dumnezeu? Versetul 22. Voi vreți să disprețuiți biserica lui Dumnezeu? Ce facem noi în adunare afectează inima lui Dumnezeu. Nu-l afectează doar pe păstor și pe comitet. Nu afectează doar comunitatea. Biserica asta nu e a lui familiei Câmpean. Nu este a comitetului. Biserica asta este a lui Iisus. Și ori de câte ori dezonorăm pe unul dintre micuți sau pe întreaga biserică, dezonorăm pe stăpânul, pe proprietarul, pe ownerul acestui grup de oameni. Ultimul lucru, semnificația cinei Domnului era pierdută. De ce? Pentru că o considerau o petrecere oarecare, o agapă personală. Ei nu deosebeau masa Domnului de masa lor. În vremea aceea se obișnuia să-și aducă pachet de acasă. Veneau de vreme și mâncau pachetul. Și săracii n-aveau pachet. Sau poate că rupeau o pară, un măr dintr-un copac. Și bogații își întindeau mesele mari și se așezau acolo și mâncau și zicea, hai și la pârlitul ăla, n-are ce să mănânce. Și se crea, comparația era la ea acasă și comparația naște superiori și inferiori, deștepți și altfel. Și Pavel a spus, nu faceți asta în biserica lui Dumnezeu, eliminați competiția, asta este o metodă nepotrivită, nu-i duhovnicească, e firească, să nu spun că e drăcească. Mai mult de atât, ei se certau din punct de vedere spiritual care să fie mai deștept, recunoscut și validat între ei. Luau cina Domnului în chip nevrednic și din acest motiv a venit osânda lui Dumnezeu peste ei. Prezentarea soluției. Versetele 17 până la 22. Pavel dezaprobează în public comportamentul lor. În public dezaprobează. Am văzut că aseară când am început predica, poate predica mea a fost un pic mai aspră. Să știți că nu sunt nesimțit atunci când vorbesc mai direct. Cred doar că dumneavoastră ați venit să ascultați cuvântul și respect timpul pe care l-ați dedicat să fiți aici. Și nu pentru că sunt nesimțit sau obraznic sau fac pe deșteptul, vorbesc direct și concret, ci din respect pentru Dumnezeu care m-a chemat să predic și pentru dumneavoastră care îi dați Domnului timpul ăsta ca să fiți aici. Și am observat că 3 persoane s-au ridicat și au plecat. Probabil au avut o urgență, dar mi-a trecut prin cap și dacă greșesc să mă ierte Domnul și să mă ierte și cei care au plecat. Poate mi-am asumat că au plecat pentru că au fost deranjați în democratismul lor de a peria pe toată lumea ca să mai rămână în biserică. Oameni dragi,
N-avem de gând să periem pe nimeni, pentru că noi nu ne ocupăm cu astfel de lucruri. Dacă cineva vrea să plece și crede că el ajută să plece, atunci să plece. Dar dacă cineva vrea să se întâlnească cu Dumnezeu, trebuie să-i sufere sfințenia și trebuie să o ia, să-și o însușească și să o practice. Noi de aceea ne-am strâns aici, ca să ne facem mai buni, nu ca să ne măgulim unii pe alții și să ne fixăm unii pe alții. Observați că Pavel îi expune în public și a scris o epistolă care de 2000 de ani se repetă și el spune: în privința asta nu vă laud. Vă laud pentru 10 lucruri, dar nu vă laud pentru al 11-lea. Un om smerit, când va auzi asta, va încerca să rezolve și problema celui de al 11-lea lucru. Pavel a avut o inimă de păstor. Asta nu înseamnă că a fost tupeist, obraznic și nepăsător. Dar atunci când ești o mamă, încerci să-ți corectezi copilul. Încerci să scoți om din el. Eu sunt nepăsător față de copilul dumitale, dar nu înseamnă că-s bun, sunt doar nepăsător. Dar mama aceea nu-i cicălitoare, ci el a purtat aici pe copil aproape un an de zile. A fost una, sângele ei trecea prin corpul ei și trecea și prin corpul lui. Trecea prin inima ei și trecea și prin inima lui. Trecea prin venele ei și trecea și prin venele lui. Femeia asta nu poate niciodată să trăiască nici măcar o clipă fără ca să nu aibă ochii și interesul pe copilul ei. Și dacă poate să facă un lucru ca și ultima afirmație, îi va spune: urmează-L pe Domnul, fii pocăit, nu uita sfaturile mele. La fel e un păstor, e ca o mamă pentru oamenii din adunare. Apoi el refixează obiectivul spiritual și le spune: fraților, vă rog, când veniți la biserică, fixați-vă prioritatea să vă faceți mai buni. Acesta trebuie să ne fie targetul. Și în al treilea rând el spune: ceea ce explică revelația lui Dumnezeu este ceea ce vă spun eu. Să știți că ceea ce vă spun eu am primit de la Domnul. Acesta este etalonul. Fraților, mulți vin aici și spun următorul lucru: fraților, eu predic din Biblie. Dar eu dacă spun acum că eu predic din Biblie, știți ce vreau să spun? Că fratele Câmpean nu predică din Biblie. Dar din ce predică? De ce trebuie neapărat să spun eu că predic din Biblie? Dar omul ăsta până acum din ce a predicat? Din Coran? De ce vreau eu neapărat să ies în evidență în fața bisericii că predic din Biblie? Știți cât predicăm din Biblie? Cât citim textul. Atât. Restul, explicăm ce am citit din Scriptură. Când spunem că noi predicăm biblic, ne referim la citirea pasajului din Scriptură. După aceea urmează teologia, explicarea pasajului din Scriptură. E bine să surprindem aceste finețuri și să înțelegem și ceea ce nu este ușor de înțeles, doar pentru simplu motiv că am îmbătrânit și la vârsta asta trebuie să citim și rândurile și printre rânduri. Închei spunând despre atitudinea credinciosului care se împărtășește într-o manieră corectă, nu greșită. Împărtășirea credinciosului trebuie să se repete până la revenirea Mântuitorului. Biblia spune: până va reveni El. Versetul 26. Scopul împărtășirii este să vestim moartea Domnului. Când mâncați și când beți, voi vestiți moartea Domnului. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea Lui. O să vă rog să vă încordați un pic atenția acum și să fiți foarte atenți, să prindeți această afirmație. Când veți lua bucățica de pâine și când veți lua păhărelul, imaginați-vă dealul cu Golgota. Imaginați-vă trei cruci. Dați zoom in pe crucea din mijloc și uitați-vă la Hristos din care picură sânge. Ideea este să-L pomenim ca să nu-L uităm. Ca să nu-L uităm trebuie să-L pomenim. Trebuie să avem, când ne împărtășim, trebuie să ne imaginăm cum a murit El. Trebuie să-L pomenim ca să nu-L uităm, ca să nu se șteargă din memorie, ca să nu fie dus de administratorul minții în subconștient și în inconștient. Toate lucrurile pe care le avem în raftul de sus, singurul raft luminat, va rămâne acolo doar dacă repetăm, doar dacă ne gândim la el în mod periodic, măcar o dată pe lună. Când ne împărtășim, nu vă uitați în adunare, închideți ochii, interiorizați-vă și imaginați-vă-L pe Hristos plin de sânge, cu carnea și pielea sfâșiată de loviturile de bici. Și în alea 30 de secunde, un minut, faceți lucrul acesta. În felul ăsta îl veți pomeni. Veți reactualiza în mintea dumneavoastră imaginea însângerată a Hristosului care a murit pentru noi. Al treilea lucru, împărtășirea se face într-o deplină stare de puritate. Oricine mănâncă în chip nevrednic va fi vinovat. Dar cum putem noi, care suntem nevrednici, să ajungem vrednici? Prin mijlocirea
prin justificarea lui Iisus Hristos. Și uitați ce spune Scriptura. Sfințenia cerută de Dumnezeu se dobândește doar prin Hristos. Noi nu suntem suficienți în lupta noastră de a ne sfinți. Și versetul 28 spune, fiecare să se cerceteze pe sine însuși, atenție, și așa să mănânce în starea asta de cercetare, nu așa să amâne pentru data viitoare. Nicăieri în această carte, nici explicit, nici implicit, nu există învățătura să amânăm pe data viitoare. Uitați ce spune Biblia. Fiecare să se cerceteze pe sine însuși, nu pe frați. Frații se vor cerceta singuri. Fiecare să se spele singur, nu pe altul. Altul are mâini și are șaur acasă. Fiecare să se cerceteze pe sine și în timpul cercetării personale așa să se împărtășească. Cercetează-te și în timp ce iei bucățica, oprește-te două secunde și înainte s-o duci în gură, spune așa: Doamne Iisuse, în numele Tău și în puterea jertfei Tale mă împărtășesc, că altfel Tatăl nu ar privi bine împărtășirea mea pe propria mea sfințenie. Și când înghițitura aceea de mus spune același lucru: Tată, în numele Lui Hristos mă împărtășesc. Fă lucrul acesta bazat pe jertfa Lui, pentru că altfel nu te califici, oricât de bun ai fi, oricât de mult ai lupta, oricât de sfințit ai încerca să fii. Oamenii lui Dumnezeu, noi trebuie să fim niște oameni conservatori, clasici, să ne bazăm învățătura și viața spirituală pe Scriptură. Lăsați învățăturile contemporane, Biblia e suficientă. Cartea aceasta este destulă ca să ducă la generației noastre revelația lui Dumnezeu. Tot ce facem trebuie să fie după Scriptură. În concluzie vreau să vă spun că Pavel vorbește despre cele trei judecăți. Vorbește despre judecata personală. Fiți atenți! Numai Dumnezeu îi oferă unui om dreptul de a se judeca singur, iar El ștampilează judecata fiecărui om. Și spune, cine se judecă singur, nu va mai fi judecat. Asta înseamnă că nu te face public, nu te expune, nu o să știe nimeni, e doar aici în mintea dumitale. Dumnezeu ține la reputația dumitale publică. El știe că te vei schimba peste un an, 5 sau 10. Și El nu vrea ca în comunitate să fii tratat ca un paria, ca un vai de El. De aceea spune și să nu acuzați pe nimeni fără doi sau trei martori. De aceea spune, când ai ceva împotriva cuiva, nu-l trata la adunarea generală public, n-ai voie să faci asta, du-te între tine și el, respectă integritatea lui publică, nu-l face de rușine pentru că a greșit, că și el are nevoie de reputație ca și dumneata, și el are copii, și copiii lui trebuie să se căsătorească, nu-i face familia de rușine, nu te grăbi să faci așa, că nu ești fiul cerului dacă faci asta. Protejează imaginea oamenilor, așa cum și dumneata ții la imaginea dumitale. Și dumneata îți place, și dumitale îți place să fii iubit și respectat și oamenii să se căciulească scosându-și căciula. La fel este și celălalt. Nu râde de nimeni, nu batjocori pe nimeni, nu bârfi pe nimeni, pentru că ăla e copilul lui Dumnezeu și Dumnezeul lui se va supăra pe dumneata. Respectați private-ul oamenilor, dați-le timp să se cerceteze, să se judece singur, că numai ei știu ce au făcut. Și mâine nu vă mai uitați la ei ca la niște păcătoși, pentru că acum când ne vom opri înaintea Domnului, omul ăla care era țanțoș, mai firesc, va fi zdrobit de prezența Domnului, de cuvânt și de Duh. Va capitula și va spune, Doamne Iisuse, am vorbit aspru cu nevasta mea și mi-am manifestat puterea, dar să știi că recunosc că n-am făcut bine, să mă ierți. Și Dumnezeu îl va ierta, că atunci când omul se pocăiește, Dumnezeu îl iartă. Iubită Biserica Domnului Iisus, nu trebuie să ne judece păstorul la vârsta asta. Îi mulțumim când face asta, că nouă ne scapă. Dar nu-i nevoie să ne judece păstorul. Noi ne vom judeca singuri, pentru că după 61 de ani am învățat ce trebuie să fac. Eu nu o să aștept să mai mă spele mama, nici nu mai e în viață. O să mă spăl singur. Și nu o să aștept nici să mă spele soția, care i-a luat locul de 40 de ani. O să mă spăl singur, că la vârsta mea o să mă spăl singur. Asta dovedește că sunt adult, sunt matur, sunt om în toată firea și pot să-mi port singur de grijă. O să mă smeresc înaintea Domnului acum, o să-mi aduc aminte de păcatele mele, de eșecurile mele, de ambiția mea, de aroganța mea, de părerea mea că sunt mai bun decât Dan și decât Narcis, decât nu știu cine. Și mă voi smeri înaintea Domnului ca să mă pot împărtăși cu trupul și sângele Domnului. N-am nicio șansă altfel. Vă rog, faceți-vă mai buni. Dumnezeu să vă binecuvinteze.